Bine ați venit la vlog! Salutare! Bine ați venit la vlog, cred că n-am înghețat sau ceva. Nu, dar pălăria stă. Vreau să vă spun că era un stâlpișor acolo la trecerea de pietoni și Delia l-a luat așa, pac, cu schemă, zdram cu pălăria, ea spunând: eu nu sunt obișnuită, domnule. Te uitați ce frumos e restaurantul ăsta aici, Ti Alzira. Foarte frumos, dar închis. Hai să vedem la ce oră deschide, că tare sunt curios. La Grecia un pic. Nu? Da. E o senzație super. S-ar putea să fie ceva grecesc. Nu, e, cred că e portughez toată ziua, după motive. Uitați, aceleași motive pe care le tot găsim. Faianța asta, cum îi spun eu, superb, superb, absolut. Dar cred că nu v-am spus unde suntem, nu? Unde suntem, doamne? Suntem în Portimao. Dragă, cred că se spune Portimao! Uh-huh. Cred că așa se spune în portugheză, că îmi place mie cum am un ritm de a vorbi. Ia uitați, altă clădire din asta cu faianță. Domnule, ăștia au pus faianța pe afară? Au zis, ce e pe dinăuntru, domnule, punem pe afară? Oricum, identitatea e cam aceeași. Dacă vă uitați și în vlogul trecut, nu, acum două vloguri, că vlogul trecut a fost ăla cu plajele, în Portugalia asta, cel puțin în zonă, până unde am văzut noi până aici, vă vezi, să construiește ceva. Știți treaba aia în care de fiecare dată, în weekend, de dimineață, de la prima oră, e cineva care își face o construcție în casă? Ea, cam așa e pe aici. Hai să intrăm pe una dintre străzile astea, hai să intrăm pe aici, să vedem despre ce e vorba și să trecem în partea cealaltă. Nu știm cum facem, dar am nimerit numai pe alei din astea așa liniștite. Să nu credeți că pe astea le-am preumblat, nici de cum. Ți-ai luat pălărie și eu te duc numai pe la umbră, să-mi fie rușine. Asta și voiam să zic. Rua da Igreja, cum s-o pronunța treaba asta, uitați ce frumos e. Strada Bisericii? Da. Ah, uite și biserica. Frumos, frumos, domnule. Domnule, uite ce culori, domnule. Așa, domnule, vii. Hai, cât e de frumos. Da. Oare se poate intra, mă? Tare sunt curios. Hai să mergem până acolo, să vedem că se poate intra în curtea bisericii și apoi o să ne întoarcem undeva pe partea asta pe aici. Dacă ai ceva, trebuie să șoptești aici. Da, e foarte frumos. E mai pe haur, pe valoare. Uitați, totul e haurit. Dar nu trebuie să se dragă basca jos. Eu, femeie, nu. Numai mie îmi dă numai mereu. Numai bărbații, da. Toate femeile intră cu capul acoperit. Nu cu o pălărie de soare, dar still counts, nu? Da. That's right. Da. Da, foarte frumos. Exact tipic, nu? Catolic, mm-hmm. Ai putea spune. Interesant. Puțele astea aveau spațiu unde să pui genunchii. Ah, da, pentru rugăciune. Da, da, da. Ce interesant, așa e. Poftim. Ia. Așa. E frumos, domnule, e frumos. Dar aici oare cine stă? Corul? Poate. Da, cred că, pentru că văd că e și microfon aici, mă rog. Da, interesant, frumos. Și acum hai să mergem afară. Deși la cât de răcoare e aici, îți vine, da, pur și simplu frumoasă să te așezi și să rămâi aici. Chiar e foarte frumoasă și simplă, așa. Îmi place foarte mult. Foarte frumos luminată. Wow! Doamne, ce lumină! Sunt trepte aici sau? Hai că sunt trepte. Credeam că nu sunt trepte, nu înțelegeam. Da. Foarte frumoasă această biserică, catedrală, ce-o fi ea. Foarte frumoasă. Facem o sesiune foto, draga mea? Bineînțeles. Cred că am ratat ceva foarte interesant, Delia. Da? Te observi ce e aici? Da, e un cuib de barză. Cât de tare! Da. Hai să continuăm. Chiar păritul. Am văzut o barză zburând în timp ce veneam încoace și ne întrebam de ce Dumnezeu zboară deasupra noastră. Nu ne-a lăsat niciun bebeluș, că urmează întrebarea. Dar de ce Dumnezeu există vorba asta în România cu ți-a adus barza sau te aduce barza? Ce barza? Adevărul că ăsta este un mister, de ce barza aceea cu cearceaful, un cioc și copilul. Chiar e un mister pentru mine de ce e reprezentat așa în cultura noastră. Ne-am întors pe străduțele noastre pentru descoperirea noastră urbană. Da. Ce fie aici înăuntru? E încuiat. Sus e o aulă, dar știi cum e, oricât ne-ar plăcea nouă ce e după colț, totuși. Dar simți un pic așa, nu? Cum se lasă căldura. Mă, nu știu. Toropeala, te toropești. Eu sunt toropei, vă spun sincer. Eu sunt... Lăsați așa că merge.
Nu, deși mă roade curiozitatea, nu pot să cred așa, mă roade curiozitatea să văd tot ce se poate de aici. Tocmai ne-am mutat pe GPS și suntem exact în mijlocul orașului. Da, și aici e real estate, dar n-am văzut nimic în geam. Fascinații cu privire la case. Lui place să vă arate case, dar casele de aici din Portugalia chiar sunt diferite. Și au tot felul de taciuri din astea, de ale locului. Hai pe aici, hai că avem pe unde merge. Zici că sunt case terasate de Anglia, nu? Nu, că au culorile astea care le dau un aer aparte. Dar vezi ce liniștit e orașul, e da. Foarte... Pentru un oraș turistic? Da. Dom'le, culorile astea vie așa, nu fac decât să-ți dea poftă de viață. Eu cred că asta e și strategia. Aici e un culoar. Duce el undeva. Da. Textilărie ceva. E cu textilărie, nu e. Noi suntem cu jos textila mai mult, să știți. Uite, ăștia și-au pus, nu mai e faianță de aia. E mozaic. Un fel de mozaic făcut dintr-o piatră. Doamne, zici că e zahăr, pe cuvânt de onoare. Mi se pare fascinant. Aici, uite, este cu gresie mică, da. Cum îi spun eu. Deci eu sunt super șocată de cum înțeleg ceea ce vorbesc cu oamenii ăștia. Într-adevăr, nu în proporție de 100%, dar pot să înțeleg ceea ce spun. Mai ales dacă e în context, dacă știi contextul. Exact. Însă nu pot vorbi la modul că nu știu să replic, să dau replică, să dau un răspuns, să mă exprim coerent și consistent. Da. Zero exercițiu, cred că înseamnă asta. Probabil, dar cum am prins eu limba asta, în afară de telenovele? Telenovele. Mă întreb dacă e ceva dincolo de telenovele, dacă e ceva ce stă în înrudirea cu româna. Foarte frumos e. Foarte frumos. Câtă faianță au folosit ăștia! Păi cât au stat să pună faianța asta? Da. Excepțional. Iar mie treaba asta cu floricelele de pe rochie, asta mi se pare că e așa în context, nu? Aia, am cerut noi unei doamne și unui domn să ne facă o fotografie și primul lucru pe care l-a spus, cum a spus, dragă? Oh, erau americani. Da, cum e? You are both matching in lavender. Lavender, mai așa, dar erau americani și ne-a plăcut că ne-a surprins că vorbeau, că au început să vorbească în engleză și după aia am zis, de la englez la englez, numai la englez, deci după aia am observat că accentul e americanesc. Bine, mi-a plăcut foarte mult cum avea accentul, dar și faptul că erau foarte, foarte drăguțe. Și cochezi, da. Bun, aici avem o bifurcație. Stilul ăsta de bifurcații pe aici e continuu. O să mergem pe partea asta și aici avem o altă bifurcație. Foarte frumos. Îmi plac așa florile astea la poartă și eu îmi doresc foarte mult flori la poartă să se umple așa de albine, să le aud zumzetul. Este ceva senzațional. Da, uite, cineva chiar se ocupă serios. Da, asta aici este senzațional. Wow. Uite cât de frumoasă are. Observi, la sfârșitul petalelor are așa ca un degradé roz, foarte frumos. Și tot așa. Nici nu mai văzut în faianță. Domnule, de unde au ăștia atâta faianță, domnule? Da. Eu asta și de unde au faianță? Da, cald mai este, domne. Cum se descurcă oamenii ăștia cu căldura? Știu, asta ce plantă o fi de aici? Fii atent ce am găsit aici. Ăsta este ardei. Ardei, nu-l mănânc, promit că nu-l mănânc, promit. Ăsta e ardei din ăla. Cum se numește? De la foarte... Foarte iute. Are multe denumire. Da. Cum se cheamă, domne? Nu știu. Uite, domnule, am uitat. Ardei. Pentru mine toți sunt ardei. Ardei, așa. Da. Foarte interesante casele. Dar toropeala asta, căldura asta, pe mine mă omoră și cred că am nimerit bine totuși, că sunt 24 de grade afară. Păi dacă ar fi fost 33-35, vai de mine, scumpa mea, uite-te sus acolo să vezi ce trepte frumoase. Da, chiar sunt foarte frumoase. Incredibil, cât e de frumos. Nu le-au gust portughezește, eu n-am știut. Nu au fost ei degeaba cuceritori cândva la vremea lor, nu? Da. Uite, au și faianța albă. Vă vedeți și o să țin pasta cu faianța? Pe mine te fascinează, nu, faianța lor? Și pe mine. Păi, cum poate fi o stradă atât de frumoasă într-un oraș atât de turistic, atât de nepopulată? Păi pentru că este un orășel mai mic ăsta. O să mergem și în Albufeira și acolo am înțeles că este un oraș destinat vacanțelor de familie.
în sensul că tot așa liniștit, cu multe, multe resorturi, hoteluri, o să fim cumva și cu ochii în patru după o cazare, poate, pe acolo. Dom'le, mă simt în Portugalia, mă simt continuu ca acasă, văd atâtea rufe puse la uscat, inclusiv chiloții, adică oamenii și-au nicio problemă să-și pună chiloții, sutienul. Și tu, draga mea, ai câteodată tendința de a spune, nu, că chiloți, că sutien, că nu știu ce, că la la la. Păi, na. Acum, uite, da, nu e o veste șocantă că toată lumea poartă chiloți și sutien. Unii pot opta să nu, desigur, dar da. Chiloțăraia și rufăraia este la ordinea zilei pentru că oamenii și le scot la uscat. Puneți că se usuc așa. Fii atent aici. Fii atent aici. Uite. În ce parte să mergem? Tot în față. Tot în față? Da, hai. Unde ești. Căci peste tot, fiecare străduță ne invită. Dar văd că aici sunt foarte multe miroase a pește. Baruri, da. Puburi, cred că și restaurante. Și spuneam lui Doru că dacă vii pe coasta asta, ai ce face. Și dacă stai 2 săptămâni, ai ce face, că te cuțăi dintr-o stațiune într-alta, iei la plimbare, la pas străzile astea și sunt sigură, sigură că nu vei rămâne dezamăgit după un concediu aici, pentru că văd o grămadă de potențial de mâncare. Ia uite aici. Putea pește. A, uite-l de unde pute. Nu știam de unde pute. Uite-le cum sunt pregătite, cu fructe de mare acolo, numai gata să fie puse pe grătar. Da. Cred că aici, în vreo 2-3 ore, o să fie plin, 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 plin. Practic, noi suntem sub podul care leagă portul, da, de ce e aici. Că am văzut noi că e un pod mare, albastru. Dar e ciudat că e totul gol, așa, știi, mi se pare un pic, da, și stran. Mi se pare. Hai să vedem ce fel de prețuri au ei la cărciurile astea. Ah, salate mixtă, așa, unde găsim, unde este friptura, domnule? Uite, pește. Sirloin. Uite aici, file 20 de euro. Foarte. Super prețuri, deci au super prețuri. Mai ieftin decât în Anglia. Da, chiar și dacă vrei să iei, uite, un gros crevet file, 93 de euro, un kilogram. Da. Dar e un kilogram, mănâncă 6 inși. Știu că spunea Mariana, ce lume, că acolo mâncăm, ne rupem, că e ieftină mâncare. Așa, având dreptate, este. Bine au spus, foarte, da, ieftină. Am vrut să intrăm și în colțul ăsta aici un pic, pentru că este foarte frumos. Avem cârciuma asta. Ce scaune frumoase au, scaunele mi-au plăcut, să știi, asta m-a atras. Și fețele de masă sunt frumoase. Unde am ieșit? Că nu m-am prins. Ah, da, uite, podul albastru începe de aici. Da. Hai să mergem să vedem și noi ce fel de picturi ilustrate sunt pe faianța de acolo. Știți că eu cu faianța v-am mai zis. Cum vă... Vă plac plimbările cu noi? Că nouă ne plac mult plimbările cu voi, dar mai ales nouă cu noi, în sensul că unul cu celălalt. Ne place vacanța asta, merge în direcția care trebuie. Până acum ne-am ținut de plan. Da, suntem chiar, nu, de... suntem un pic înainte chiar. Suntem pentru că am introdus astăzi un alt oraș. Vrem, exact, să facem 3, mai vrem să facem și Abufeira. Ce s-a întâmplat este atunci când am trecut din Spania în Portugalia. Ne-am trezit că s-a schimbat iar ora și am câștigat o oră de condus aseară și practic am venit cu încă vreo 130-140 de kilometri mai aproape de destinație. Da. Hai să vedem ce avem noi aici. Pescar, care de la pește. Domnule, e făcută din faianță, da? Da. Așa, domnule, din faianță, cum îmi place mie. Foarte frumoase sunt. Și când te gândești că sunt niște chestii atât de simple, dar cu un potențial de a spune povestea unui oraș, incredibil. Da, culoarea asta. Da, e genială, da, da. Am acasă, am în bagaj, mai bine zis, de data asta, o rochie cu niște inserții așa albastre, niște, un model albastru și Doru zice, asta s-ar potrivi perfect în Portugalia. Da, în farul, gândeam eu. Eu am stat atunci și m-am gândit, da, ai dreptate, dar nu prea înțelegeam eu de ce el spune asta și acum îmi dau seama, pentru că albastru ăsta este cumva... O semnătură. V-am spus, nici că n-am fost în Portugalia până acum, dar nici nu am fost interesați, da. Adică nu am avut prea ignoranți, multe niște ignoranți, domne. Da. Și cumva când am spus că vrem să venim în Portugalia, eram așa, cei care ne-au convins și ne-au făcut să spunem, da, hai să mergem și am văzut pozele lor de acolo, mai bine zis de aici acum, au fost Mariana și Remus, că iar zic de eu, să sunt ghiță,
că tot îi pomenesc aici. Dar chiar așa e, când am văzut pozele, cel puțin Doru când a văzut, gata, mergem. Eu am văzut albastru ăla din farul, v-am mai zis într-un vlog anterior și am zis, gata, eu vreau acolo, eu vreau să fotografiez Gresia, ce naiba, Gresia numai în baie, Gresia tot orașul, domnule, dacă se poate, de ce nu? Uite, în partea acolo e portul și mai e ceva, cred că tot o zonă din asta așa... Dar vezi că e destul de micuț el așa, nu e un păi oraș... Păi, practic, sau... noi ce am făcut? Am mers pe după blocurile astea, da. Da, păi da, uite, începe undeva acolo. Liniștit așa? E cam pe gustul nostru, așa, de pensionar, nu? Doi bătrânei ca noi, da. Păi asta da, noi suntem doi pensionari. Știți ce s-a întâmplat? Doamna pensionară Delia nu l-a dat pe domnul pensionar Duru cu cremă de... De astea, pentru de soare. Că domnul pensionar a refuzat. A refuzat. Sunt curios să vedem, vreau să mă pârlesc un pic de soare de Portugalia, măcar dacă mă pârlesc, să simt și eu așa, nu am o amintire din Portugalia. Prima oară n-am fost în Portugalia. Dar nici eu n-am exagerat cu crema astăzi. Mai îți strălucești, vă leu, dar strălucești. Da, nu am dat cu crema, am dat cu un ulei de la Rituals, care este shimmering something, când pe care l-am avut într-un calendar din ăsta advent. Stați un pic, să facem cadrul ăsta să aibă sens, așa, te pun pe tine pe în care l-am găsit noi așa în calendarul advent și în momentul în care l-am văzut, și mai am unul la fel de la Nux, în momentul în care le-am văzut pe amândouă, am zis, oh, ăsta merge dat așa pe piele bronzată, n-am mai așteptat să fie pielea bronzată, am zis, mă dau direct, pe o piele în soare, să se vadă frumos așa, și de asemenea și hidratează foarte bine și protejează. Și atunci am zis că e o opțiune bună, dar de dimineață am cremuit, desigur, cu SPF 30, nu ca alții. Istoria locului. Hai să vedem dacă vezi. Uite, avem în engleză, dacă nu e problemă. Putem o acum să învățăm spaniol. O espacio vacío a nosa frente fue ocupado otrora pelo mercado de pexe. Deci, spațiu gol din fața noastră a fost ocupat altă dată. Stai să-i acopăr în limba engleză. Da, ok. Nici n-am văzut că e acolo. Piața de pește din Portimão. Asta nu știu ce înseamnă. Stai așa, Estando. Estando ainda ausente. A fost încă absentă centrala electrică. Mai cunoscută de către portimanezi sau cum s-or numi. Localnici. Ca vechea, nu știu ce înseamnă lota. Ultima funsoa. Poate clădire? Am văzut aici building. Ultima a funcționat, a fost desempleada, înseamnă momentul în care rămâi fără serviciu, cum ar veni. Dezafectată. Dezafectată în acest edificiu. Haideți, hai, gata, da, am înțeles, știți portugheză, nu? Înțelege portugheză, da, ce înțeleg, să... Înțeleg, de să, în primul rând, înțeleg mult mai ușor când mi se vorbește decât când mi se scrie, pentru că în momentul când se Evident. Scrie trebuie să fac conexiunea între cum se scrie și cum se pronunță. Nu mai ai nici limbajul trupului, nu mai ai context, mai multe lucruri, sigur că Dar așa, dacă îmi pui un text în față, îți scot două idei din ele să înțeleg ce zice. Ia zi, faci un eseu de nota 7, nu? Fac. Și toate astea, slavă, clona. Clona, să trăiască clona. Bun, am ajuns pe un ponton. Da, dacă n-ar fi fost apa aia acolo, am fi trecut. Putem trece. Vrei să trecem? Hai să trecem să vedem și noi care e treaba. Să vedem cum ne bate vântul. Dacă nu ne dă nimeni afară, cu excepția domnului gardian de aici, crezi că e prietenos? Mă duc după el. Să nu-mi ia pălăria, dar caută-l. Domnule, dar nu fugiți, domnule, că vin să vă dau iubire. Niciodată nu vor să stea să le dai iubire, ai văzut? Nu vor. Tu stai, am văzut. Păi da, dragă, dar eu știu ce e bun. Mulțumesc, iubirea mea. Foarte frumoasă promenada asta, îmi place. Dacă ne-am văzut la vegetație din asta, așa, numai măslin, numai palmieri, tot felul de vegetație din asta super exotic, așa, așa mi-era dor să mai văd și altceva din categoria asta. Tot felul de cactuși. Doru se tot minunează de plante, ceva ce pentru el nu e... Pensionarul din mine, da, iese. Domnule, aici iese pensionarul din mine, vă spun sincer. Să știi că mă așteptam să aibă și o plajă, ceva. Cred că are, dar unde se ajunge la picior sau trebuie să mergi un pic. Cert e că aici e portul și asta de aici în față, uite, cu palmier, așa e promenada. Da, aici așa. Și arată foarte bine. Sigur are și plajă. Cred că în partea aia trebuie să treci de port. În general, unde e port, nu prea e plajă, că nu... Nu știu despre tine, dar o baie în ulei, pe mine nu mă fascinează. Mai ții minte cum era în Grecia, când erau bărcile separate? Da. Eu n-aveam nicio treabă, mă uceam. Erau și cu motoare, mai scurgea pe acolo o motorină, o benzină, o treabă, aia. De-aia ți-a crescut solți pe spate?
Cred că aici se întâmplă multe activități interesante seara, pentru că sunt o grămadă de terase, vedeți? Da. Dar e ciudat seara, peste zi. Măi, ce zi azi? Azi e luni. A, e luni de anime pe aici. Eu sunt plecat de acasă. La propriu suntem plecați de acasă. Oamenii nu sunt în vacanță. 5 fără un sfert acuși. Foarte puțină lume la terasă, mi se pare. Cel puțin așa mi se pare mie. Întotdeauna mă așteptam să fie, când e vorba de un centru din ăsta, mă aștept să fie super plin, oameni, super, știți cum e, umăr la umăr, să trăznească manelele aici. Dar oamenii ăștia nu știu ce-s cu ei, stau liniștiți așa, da. Stau liniștiți așa la o bere, la un suculeț, uite, la o înghețată. Ce-s cu oamenii ăștia, mă, nu știu să-și trăiască viața? O manea, domnule, o manea. Ca noi, așa, în plin soare, de abia mai respir. Cred că de seara o să cădem laci, o să dormim ca ultimile. Lemn. Sperăm că avem și aer condiționat ca să ne răcorim. Putem să căutăm, da, cu aer. Noi nu am căutat hotel, urmează să căutăm în ultimul moment, așa cum facem de obicei. Vreau să mai ieșim puțin acolo, poate facem și noi o poză. Facem. Un lucru interesant despre coasta asta, Portugaliei, parcările sunt foarte ieftine. Sunt și gratis, dacă te duci, vedeți acolo? Sunt blocuri. Lângă blocuri e gratis, evident. Noi am venit aici într-o parcare din asta amenajată și avem și dispozitivul de plată. Am plătit, acum două vloguri, dacă vă uitați, am plătit 2 euro 60 pe vreo 4 ore, cât am stat noi acolo, iar aici pentru 2 ore am plătit, 2 ore 45, 2 euro, ceva de genul ăsta. Aici plătești în avans. Noi obișnuiți cu marile orașe în care, cum e Londra, cum e Paris, în care când te duci în parcare, știi că acolo mai cumperi o masă pescărușilor din parcare, am zis că na. Uite. Dar am fost surprins foarte, aici, surprins și foarte plăcut, da. Lasă, domne, banii și parcările, că gata, cine domne vine, vede și gata. Corect. Uite ce veniți aici, plătiți parcarea și uitați ce vedeți. Această plajă pe care ne-a fost recomandată și nouă, nu mai spun de cine, că o să sughiță ea. Da. Venim odată pe coasta asta și o să facem un concediu pe coasta asta și o să luăm dedicat, la... nu? Da, la pas. Uite și tu cât de frumoasă e asta. Aici aș fi vrut să mergem. Pentru că uite-te cât de frumos arată plaja asta cu clădirile astea aici. Da. Dar cum le-au... Vezi, direct în adică mă uitam plajă. Pe... Incredibil. Mă uit pe map să vedem dacă se poate ajunge aici cumva. Aici se ajunge însă, am înțeles, doar cu canoele sau te duc tot felul de vaporașe. Să poți să-ți iei tu canoe și să vâslești până acolo. Asta e o experiență pe care trebuie să o facem aici cumva. Practic, sunt tot felul de locuri în care poți fi dus. Uite, aici sigur putem ajunge cumva. Hai că mă uit. Ce frumos! Da. Ce frumos e! Hai să sărim în fața oamenilor, să lasă lucrurile să ne facă o poză, nu? Gata. Până atunci, noi vă spunem la revedere. Ne vedem mâine dimineață la vlog. Pa!